Victor Ponta, reacție fabuloasă după demersul femeilor din PSD, m-am hotărât să promovez Times New Roman. Fostul premier Victor Ponta anunță, într-o postare pe Facebook, ce s-a hotărât să promoveze site-ul de satir Times New Roman. Decizia acestuia vine după ce 5 femei din PSD au dat în judecat site-ul, cerând daune morale de o jumătate de milion de euro. M-am hotărât să promovez Times New Roman. Ca să înțelegem tot de ce le pune Dragnea pe femeile PSD-iste să îi dea în judecata. Divertis spuneau corect, prostii nu rad, prostii se supara. Si acum prostii au ajuns la putere. O să revin cu opinia mea ca se poate de argumentata despre acest caz Dragnea vs Times New Roman. Ro, scrie Ponta, pe Facebook, care distribuie un articol al publica ei intitulat 11 lucruri despre cazul ceranului din BMW-ul cuit expirat.